găsit! Sunt Valeria Munteanu și vă invit să urmăriți cum va fi vremea pentru ziua de 24 noiembrie. Tabloul meteorologic va rămâne neschimbat, iar temperaturile reci vor continua să țină sub stăpânire întreaga țară. Soarele se va ascunde după norii denși, iar vremea se va menține posomorâtă. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla ușor din sud-est. În nordul țării, atmosfera va fi închisă, iar norii, plini de umezeală, se vor tot perinda pe cer. Dimineața se va înregistra o temperatură de 0 grade, iar la amiază plus 4 grade Celsius. În centru, abia dacă se vor zări câteva raze de soare. Vremea posomorâtă va predomina, dimineața înregistrându-se 0 grade, iar la prânz 4 grade cu plus. În sudul țării, temperaturile vor fi un pic mai ridicate, însă norii vor ține în captivitate cerul întreaga zi. De dimineață, mercurul termometrelor va indica 4 grade, iar la orele amiezii 7 grade. În capitală va fi vreme neplăcută și înorări persistente. În timpul nopții, temperatura aerului va fi de 1 grad cu plus, iar ziua va urca până la 5 grade. Cam atât despre prognoza meteo din Republica Moldova. Să vedem cum va fi vremea în Europa. La Kiev va fi o zi însorită, însă destul de rece. Dimineața vor fi minus 4 grade, iar până la amiază se va înregistra 1 grad. Vremea neplăcută și rece va domina și la Moscova. În prima parte a zilei vor fi minus 7 grade, iar în a doua minus 5. La București va fi înnorat, însă temperaturile vor fi ceva mai blânde. Maxima termică 8 grade. La Roma va fi un pic de soare și șanse reduse de ploaie. Dimineața vor fi 8 grade, iar la prânz 17. La Paris va fi o zi mohorâtă, iar spre seară va fi posibil să picure. Dimineața vor fi 13 grade, iar ziua 11. La Barcelona va fi soare cu nori și condiții de ploaie. Vremea însă va fi caldă cu 19 grade în termometre. La Istanbul se anunță vreme frumoasă și însorită. 10 grade se vor înregistra de dimineață, iar la prânz 14. La Londra va fi o zi mohorâtă și însoțită de ploi slabe. Temperatura aerului va fi de 7 grade dimineața, iar la amiază nu va depăși 8 grade. Cam atât despre starea vremii. Vă doresc să aveți parte doar de momente însorite.